Daniela, mama mea a murit, Doamne, iartă, Doamne, odihnește, Doamne. Omul pe care l-am iubit a plecat de lângă mine. Practic nu mai am pe nimeni afară de Dumnezeu și totuși este cumplit. Ce să fac? Să descoperi că viața e mai mult decât ce ai trăit lângă mama, e mai mult decât ce ai trăit lângă totul, lângă bărbatul pe care l-ai iubit. Doamne, dă-mi să descoper acest mai mult. Viața e un dar. Viața e un dar în toate condițiile. Nu mă lăsa blocată în acest trecut, în aceste trecute și în aceste regrete. Și dacă ne gândim bine, când trăia mama, câte nu i-am zis și câte n-am făcut și câte n-am vrut să scap de ea și ce nu supărat am fost. Când omul drag era lângă mine, dar ce nu i-am făcut, da? Deci nu m-am bucurat de viață nici atunci. Acum, prin pierdere, cred, îmi imaginez că acum aș fi altfel și că totuși atunci era mai bine. Ei, acum folosește acest moment și vorbește cu Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu înăuntru ca să-ți arate că viața este un dar care merită trăită în orice condiții pentru că are un scop. Pregătirea pentru viața veșnică. Da? Tu trăiești în trecut. Tu nu te pregătești. Ai să te duci ca un somnambul la moarte și la viața de dincolo. Ce ai făcut pe pământ? Cum te cheamă? Marina. Ce ai făcut? Am plâns că a plecat omul iubit. Ce a murit mama? Dracu. Știi, Sfinții prima asta? Nu. Hai, treci la treabă. Te iubesc.